La începutul lunii iulie, în cadrul unei conferințe de presă, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Giurgiu Dumitru Vâlceanu, a prezentat o statistică a misiunilor derulate de pompieri în lunile aprilie, mai și iunie. Cele mai multe intervenții pe care aceștia le-au avut au fost incendiile de vegetație, fiind înregistrate peste 160. Pentru a evita pe cât posibil producerea unor tragedii, ISU Giurgiu are o serie de recomandări. Am reluat acțiunile de informare a cetățenilor cu privire la pericolul pe care îl reprezintă incendiile de vegetație uscată și miriște. Nu doar că sunt interzise de lege, dar acestea se pot extinde într-un timp foarte scurt la locuințe sau la culturile agricole din apropiere, în special în condiții de secetă prelungită. În aceste zile caniculare, cetățenii trebuie să respecte toate măsurile de siguranță la folosirea focului, în special în spațiile deschise, cum ar fi curțile sau în apropierea câmpurilor. Din nefericire, incendiile de vegetație continuă să fie prezente în județul Giurgiu. În ultimele 24 de ore, pompierii fiind solicitați în localitatea Stoienești, unde au ars aproximativ 450 de metri pătrați de vegetație uscată într-o gospodărie. De asemenea, aceștia au fost prezenți și în localitatea Vieru, unde pe suprafață de aproximativ un hectar au ars vegetație uscată și gunoi menajer. Pentru stingerea acestor incendii au acționat pompierii din cadrul detașamentelor Giurgiu și Bolintindeal cu două autospeciale. Cauza probabilă de producerea incendiilor fiind, potrivit pompierilor, focul în aer liber lăsat nesupravegheat.